Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dieta călugărilor japonezi. Hai mă, lasă. În primul rând, eu știam că un călugăr japonez, un călugăr în general, nu prea are cum să fie... Grăsuț? Grăsuț. Nici măcar... Depinde când mănâncă. Hai mă, fi serios. Băi, călugării noștri am văzut unii destul de rotofei. Hai mă... La noi? Păi nu, dar în primul rând, ca o dietă să ajungă să aibă un nume generic, dieta călugării, și că se pleacă de la premisa că sunt toți niște umflați și că au reușit să găsească chiar și o soluție cum să mai slăbească. Or, nu știu ce să zic. Lumea îi confundă cu luptătorii de sumo. Dar eu, în afară de luptătorii de sumo, n-am identificat încă japonez gras. Zău? Da, în ceva film sau... Adică ei de fel sunt uscați și de-aia zic că pare a fi un fel de glumă asta, știi? Să știi că este o publicație foarte serioasă, click pentru femei. Ai, click pentru femei. Ok. Publicația click pentru femei. Da. La rubrica dezvoltare personală, carieră, dietă. Dieta călugărilor japonezi. Slăbești 10 kg în 10 zile. Asta este. Dar nu ne mai fierbe zile? Deci, dar nu poți să o faci mai des de 2 ori pe an. Asta am, da, haideți să terminăm subiectul și după aceea te rog frumos că am de făcut niște precizări importante. Se consumă un singur preparat, orez, în cantități cât mai mari. Ceea ce e contraintuitiv, că noi știm că orezul îngrașă, dacă ar fi să fie. Dar aici, aparent, nu. Cred că, deci poți mânca orez ori de câte ori vrei. În ce cantități vrei. Da, după două zile, cam ce cantități crezi că mai mănânci. Asta e foarte important, să mănânci încet și să mestești fiecare gură de orez de 20 de ori înainte de a înghiți. Deci cred că e o dietă bazată pe plictiseală. E dietă psihică. Da. E, mănânci orez odată, după care încă o dată și a treia oară mănânci fiecare înghițitură. Tu știi ce înseamnă de 20 de ori fiecare înghițitură. Mănânci bob cu bob, practic. Da, asta. Da, da, da. Deci la un moment dat zici, ai mai bine leșin decât să mănânc. Numai că, ci că, deci nu e pur și simplu orez fiert. Adică poți să mai adaugi niște lucruri. Asta e foarte tare. Da, este risotto. E pilaf. Nu, e pilaf. E un fel de pilaf. Yeah. Mai vegetarian, așa? Poți să adaugi suc de lămâie cu apă. Asta separat. Pentru hidratare, suc de lămâie cu apă. Și apă de trandafiri. Și asta apă. E pentru călugării japonezi care în timpul liber sunt și supermodele sau cum? Nu știu ce sunt. Deci avem rețetă. Se pune, practic se folosește unt, ulei de măsline, usturoi, castraveți murați. Aici cred că este nenorocirea. Castraveți murați. În pilaf. Da. În orezul ăsta. Trebuie așa, o cană de orez nefier, mă rog, pătrunjel. Deci se face ca se călește usturoiul în ulei de măsline și după aceea se frige nițel, se frige și orezul. Se face cum se face un pilaf. Și da. După aia pui apă și castraveții murați tăiați mărunt și asta e situația. Dar pui în, da. Sau lângă? Nu, nu e garnitură. Okay. Nu sunt garnitură. Asta e treaba. Și practic faci un pilaf. Poate-i decorul? Băi, nu știu ce e, dar zău, sincer, este dietă bazată pe scârbă. Pe scârbă, adică după ce mănânci de 2-3 ori orez de ăsta, cu castraveți murați în el, zău că nu mai... Și te angajezi, adică 10 zile numai asta. Mănânci, practic, te încuie cineva în cameră și îți oferă în fiecare zi un blit de ăsta, știi? Ideea e că tot aceste... Papillon în Guiana franceză. Toate dietele astea, vă spune unul care a practicat ceva diete... Da. Astea care dau randament ieșit din comun, au și semne de întrebare și comportă niște riscuri pentru organism. Așa că noi l-am ținut cam toți, adică tu Vlad, nu. Dar eu și George l-am ținut pe la hiperproteic. Hiperproteic, ați mâncat de aspart mai puțin carbohidrate. Ăla, da. În care mănânci carne, brânză, cât vrei tu. Și? Și într-adevăr are rezultate spectaculoase, dar și ăla la fel e recomandat să nu... Ăsta e de 2 ori pe an, ăla e de 2 ori pe viață. Aha. Recomandat a fi ținut. Adică dacă supraviețuiești prima dată, poate încerci a doua oară. Eu am cunosc oameni în cărora le-a fost foarte rău după regimul ăla, după vreo 3 zile de regim de la... Eu l-am ținut la lung, adică sunt construit să mănânc brânză și carne. Am citit despre regimul ăla, hiperproteic, adică fără carbohidrați, și că sunt unii oameni care habar n-au că le lipsește nu știu ce enzima, care e suplinită de carbohidrați, nu știu exact fenomenul. Dar când începi să mănânci numai carne, pește, mă rog, de-astea, descoperi că, de fapt, organismul are această problemă și riști să ajungi în comă la spital. Dacă... Da. Și nu ai de unde să știi chestia asta. Nu, dar lăsând asta care e o situație extremă. Ieșită din comun, extremă, oricum,
nu e sănătos, pentru că tu supui organismul unui stres foarte mare, de unde și slăbitul ăsta radical, știi că pierzi, uite cum e și în asta, 10 kg în 2 săptămâni, bă, e enorm. Dar nu cred eu... Adică e enorm chiar și pentru noi care avem 100. Eu am unele îndoieli. Deci la asta, la dieta asta cu orez, mie mi se pare că, sigur, intake-ul, adică input-ul e cu kilograme de orez, dar cred că la dată orez se închide evacuarea și, de fapt, e greutate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.